Bună și bine v-ați găsit! Toamna, iarna, primăvara, da, eu și iarna sunt pe val. Sunt aranjată așa, machiată, am și cercei, pentru că am filmat clipul... Am filmat un unboxing de la Secret Santa. Ați văzut că în vlogul măsul de ieri v-am povestit despre Secret Santa și tocmai am terminat de filmat. Nu o să vă arăt ce am primit, pentru că o să vedeți, cred că săptămâna viitoare într-un vlog mă, sau nu știu exact, cel mai probabil săptămâna viitoare sau un weekend, duminică, dar nu cred că duminică, săptămâna viitoare cred că o să vedeți. Ce faceți? Eu am... Am făcut haos în jurul meu, trebuie să strâng toate chestiile astea, toate ambalajele, de fapt, că sunt multe ambalaje și trebuie să pun lucrurile la locul lor. Voiam să vă arăt ce, voiam să vă spun ce vreau să fac astăzi, aș vrea să scot decorațiunile de Crăciun, să ne uităm prin ele, să vedem ce mai avem și voiam să testăm ceva pentru că am primit ceva în calendarul advent de astăzi și anume acest ulei tratament de păr. Stați așa că vreau să vă citesc chestii despre el. Deci este un tratament de păr care se aplică cu 2-3 ore înainte de a spăla părul. Are și o pipetă și așa arată. Și are în interior o chestie și de acolo vreau să vă citesc de pe ea. Sunt așa pentru că am terminat de filmat clipul cu unboxing și sunt foarte... Da, o să vedeți. Bun, nu zic oamenii ăștia în română, nu zic, dar haideți că traducem, nu zic. Deci este un tratament de la Elfa Farm, Intensive Hair Therapy și are așa, dar ce înseamnă burdock oil? Deja m-am, nu știu unde e telefonul. Stați așa să-l căutăm pe net ca să vă spun mai multe chestii despre el, pentru că sunt tare curioasă și vreau să-l testăm în seara asta, o să-l aplic mai pe seara, acum este 4, cred, și-l aplic mai târziu. Ia să vedem, intensive hair therapy Elfa Farm. Uite la aici. A, este căsări din brusture cu extract de brusture, da, asta înseamnă. Burdock oil. Burdock oil. Against hair loss. Este împotriva căderii părului și activează creșterea. Este un ulei Intensive Hair Therapy. Este un ulei contra căderii părului cu activator de creștere care regenerează părul și ajută la diminuarea alopeciei. N-am probleme de genul, dar face mai multe chestii. Sunt extrase, ingredientele sale sunt extrase din rădăcină de brusture, recunoscută pentru proprietățile sale regenerante și antioxidante. Combate pruritul scalpului, hidratează și hrănește părul în profunzime, conferindu-i un aspect proaspăt și sănătos. E, uite cum mătreața, am ceva probleme de... Cred că de vreo jumătate de an, cam așa, am tot folosit șamponul ăla de la Dercos. Bun, caracteristici: îmbogățit cu ingrediente active care stimulează creșterea, diminuează căderea părului, repară firele deteriorate și vârfurile despicate, combate uscarea și mâncărimea scalpului, repară vârfurile despicate, conferă părului strălucire, fortifică rădăcina părului, întărește părul fragil. Ingrediente: ulei de brusture, fortifică rădăcina diminuând căderea părului. Aplicați o cantitate moderată de conținut cu pipeta inclusă direct pe scalp. Masați până la absorpție. Înfășurați părul într-un prosop. După 2-3 ore spălați părul cu apă caldă și șampon. Repetați totul o dată de 2 ori pe săptămână timp de 2 luni. Pentru tratament intensiv se recomandă utilizarea zilnică timp de 3 săptămâni. Consistență: ulei pentru toate tipurile de păr. Stimulează creșterea pentru toate tipurile de scalp, îngrijire păr subțire și căderea părului. Și ia să vedem la rating. Ce zic fetele astea? Am trecut deja până la 4-a sticluță, anul trecut îmi cădea foarte mult păr de la stres și am mers la risc când am decis să-l cumpăr. L-aplic înainte de spălare și îl las cât mai mult posibil de la 30 de minute în sus și peste 2 luni, peste maxim 2 luni, au apărut rezultate vizibile. Am foarte mult baby hair, s-a început să dispară și mătreața între timp și părul a început să crească repede, dar pentru rezultate trebuie să fii consistent în aplicarea uleiului. De 2 ori pe săptămână, a sugera eu.
Am scăpat imediat de mătreață. Uite, asta mă interesează pe mine mai mult pentru mătreață. Așa, iar părul are un aspect mai sănătos. Acum întrebarea mea este, îl aplici numai la rădăcină? Că ei spun că e bun și pentru vârfurile despicate, dar mă gândesc cum. Îl aplic și pe vârfuri? Îmi place, e bun, are un miros plăcut, l-am folosit de 4 ori până acum, la 2-3 zile, înainte să mă spăl pe cap. Rezultatele foarte bune, îmi cade mai puțin păr, cam jumătate decât îmi cădea înainte, l-am încercat și mă declar mulțumită, îți lasă părul mătăsos după ce te speli. O să vedem. Văd că au o întreagă gamă. Uite, ser împotriva căterii părului, ser, șampon, au tot felul de chestii, balsam, au o gamă întreagă pentru căderea părului. V-am zis, n-am mari probleme cu căderea părului, deși toamna, iarna. Toamna, iarna, primăvara, da, eu și iarna sunt pe în perioada asta rece, de fapt când e trecerea asta de la vară la toamnă, iarnă, atunci observ că îmi cade mai mult păr, dar problema mea și pentru ce aș vrea eu să funcționeze ar fi pentru mătreață, pentru că am niște probleme cu mătreața în ultima perioadă. Eu care n-am avut în viața mea mătreață și nici cojiție, uite că acum s-a întâmplat, se mai întâmplă. Da, și cam atât. O să strâng ambalajele de aici. O să mă duc să scot decorațiunile. Cred că și bradul. Nu știu dacă îl punem astăzi, dar eu o să-l scot. Pentru că ne-am hotărât cum să facem bradul. Îl facem argintiu cu alb. Și pentru asta va trebui să cumpărăm luminițe. Am luminițe albastre, am luminițe roșii, dar n-am luminițe albe. Și mă gândesc că dacă fac bradul alb cu argintiu, luminițe ar trebui să fie albe, nu? Care arăta dubios cu luminițe galbene. Mai ales că acolo pe hol unde vreau să pun bradul, am și la geam, am luminițele acelea, perdeaua aceea pe care am cumpărat-o de la Pepco. Și ele au au beculețe cu lumină rece, adică albe. Și mă gândesc că ar fi ciudat așa să arate. A, și chiar trebuie să schimb și becul de acolo, să-l pun pe acele RGB. Da, că momentan avem un bec pe senzor care se prinde când treci. Câteodată se mai prinde și singur, da. Nu știu exact de ce. Da, cred că are senzorul stricat. Da, cam atât. Doamne, trebuie să-mi fac și thumbnail pentru astăzi, că nu mi-am făcut thumbnail pentru clipul de astăzi. Dar o să mă duc întâi să scot decorațiunile, să fac puțin loc pe acolo, de pe unde aș vrea să pun bradul și dacă e, ne auzim mai târziu când vă arăt și decorațiunile. Că nici nu mai știu ce mai am, trebuie să ne uităm prin ele, să facem inventarul. Știu sigur că am decorațiune argintii, dar nu știu ce decorațiune albe am, nu știu. A, și am scos, pentru că am zis, vedeți că am pus aici o beteală, să fie așa în ton. Pentru că am filmat clipul cu Secret Santa. I-am scos. Vedeți? Da. Bună, noi am mai văzut de anul trecut. Ce faceți? De fapt nu de anul trecut, de anul ăsta, că am despodobit bradul anul ăsta. Și trebuie să scos și ghirlanda. Da, gata, fetelor. Mă apuc să strâng pe aici. Și să-mi dau și o cercei ăștia jos, că sunt cam grei. Apropo, cercei ăștia erau, știți cum se purtau cercei care erau așa și mai aveau chestia din asta pătrată, chestia aia pătrată, dreptunghiulară, am dat-o jos pentru că erau prea grei cercei. Și nu știu dacă v-am zis vreodată, dar să știți că iau găurile din urechi foarte, nu sunt la fel deloc, la urechea dreaptă gaura este dată mai jos și la urechea stângă este mai sus și de exemplu dacă port cercei, nu știu dacă acum vă dați seama, dar în partea asta se vede că e mai așa și aici e cum trebuie, dar bănuiesc că știți că înainte pe vremea mea se făceau astea în urechi la maternitate și bănuiesc că doamnele asistente de acolo cred că s-au grăbit puțin și da, nu se vede așa când port cercei. Când port cercei din aia micuți, dar la cercei mai lungi eu știu, adică simt că e o diferență. Da, dar nu mă deranjează că m-am obișnuit de aceea, doar că în partea asta acum cum am cerței ăștia care sunt mai grei, simt așa că e mai multă presiune pe urechea dreaptă. Da, gata, m-am făcut să trăg toate astea. Cam așa se prezintă situația, nu știu ce înțelegeți, cred că nu înțelegeți nimic. Sigur că aici este bradul, pentru că se vede, bradul,
Aici nu știu asta. E o cutie de la... A, cred că e ceva... Ba, nu. E de la Tor Design, de anul trecut, în care au fost niște chestii drăguțe. Aici nu știu ce mai e. Mai sunt cutiuțe pe care le-am păstrat, eu cred că așa. Aici o instalație, dar e goală cutia. Pare goală. Asta e o față de masă de Crăciun. Cu Crăciun. Cu motive de Crăciun. Am lăsat și câteva... câteva globulețe în brad. Da, foarte drăguț din partea mea, ce pot să zic. Deci aici e bradul. Aici cred că avem beteală. Stați așa că am și aspiratorul. Ăsta e un săculeț. Cred că l-am primit într-un Crăciun și a fost pe undeva lipit anul trecut. Care scoși pe el. Ia, are ceva în el. Niște globuri. Ia, niște globulețe. Așa. Cred că o să le bag la spălat pe astea. Și șoseta asta. Cu toate că nu sunt murdare, dar nu știu, să miroasă drăguț așa. Aici avem multă beteală. Este punglița asta de la Eden Boutique. Așa. Ce mai avem? A, mai sunt niște decorațiuni pe aici. Ia. Fulgi ăștia din Pepco. Pe care i-am dat cu fixativ anul trecut, sau nu, acum 2 ani când i-am cumpărat, sau acum 3 ani și încă au rezistat. A, uite-mă că am și chestii albe, deci aș putea să încep să, dar n-am luminițe, nu-mi place. Și aici un brad mic, foarte vechi, doamne, de câți ani e bradul ăsta? De 8 ani sau 9 ani, ceva de genul. Aici cred că avem foarte multe globulețe. N-aș vrea să sparg ceva. Ia. Avem așa, argintii. Aha, buvnița. Uitați buvnița. Și fluturaș. Și fluturașul ăsta e foarte vechi. Cred că se și vede, da, se vede că a început să-i se ia clipiciul de aici. Dar, da, e o decorațiune de suflet. Aici avem o căciulă de Moș Crăciun. Așa. Coronița asta. Niște fluturași. Dacă n-ați mai vedea toate cablurile, ce bine ar fi. Clonțopei ăștia. Clopoței. Alte globulețe roșii. Ăsta e vârful de brad. Dar nu știu dacă o să-l mai pun pe ăsta. Cred că o să iau altul. Am văzut niște stele drăguțe. Și aici, așa. Din astea mov. Da, cred că o să... Nu știu ce să fac. Mă gândesc dacă să sablez bradul. Nu știu ce să fac. Haideți că văd ce fac și vă anunț. Deck the halls with boughs of holly, fa la 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 la. Tis the season to be jolly, fa la 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 la. Don we now our gay apparel, fa la 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 la. Yuletide carol, fa la 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 la. Știți ce am făcut? Am pus instalația, am pus ghirlanda asta, am pus instalația, am probat instalația înainte să o pun, am pus instalația albastră, că am zis că o să fac ghirlanda albastră și la 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 și nu știu ce și eu am pus-o foarte bine, am băgat-o printre crenguțele alea și după când s-o bag din nou din priză n-a mai mers. Și am probat-o înainte să o pun. Acum cred că o să fac ghirlanda, cred că o să o împodobesc cu chestii roșii și o să pun luminițe roșii
Și mi-e și frică să pun luminițele alea roșii, că dacă se ard. Haideți că încercăm așa. Cam așa se prezintă situația până acum. Am asamblat și eu bradul. Ar mai trebui... Da, mai trebuie aranjat el puțin așa. Și o să-l las așa, pentru că trebuie să cumpărăm luminițe și decorațiuni albe. Și momentan l-am pus pe măsuța asta, peste care vedeți, am pus fața asta de masă cu Moș Crăciun. Bine, deja s-a murdărit de ace. Oricum, asta e permanent, e provizorie pus aici pentru că va trebui să o spăl ca să miroasă așa drăguțel. Nu e murdară, dar nu știu, am eu chestia asta. Să o spăl să fie, să miroasă frumos. Trebuie să și mănânc ceva. O să mă duc să mănânc. De fapt, nu. Întâi o să-mi pun clipul pe YouTube ca să se proceseze și după mâncăm ceva și după strâng pe aici. De fapt, strâng acum pe aici, după vorbim. Ne auzim mai târziu. Bună, ne vedem din nou. Nu știu ce am zis, iar bună. Știți ce vreau să facem? Vreau să îmi aplic uleiul ăsta la rădăcină. Așa arată părul meu, v-am dat așa aproape să mă vedeți. Trebuie să-l spăl în seara asta, dar după cum am citit împreună, ați văzut că scria pe... Dar de ce nu mi-aprind eu? Gata, stați așa. Mai bine, nu? Mai bine așa. Vedeți acolo un mic brăduleț? Bine, e ornamentul ăla cu... nu știu, niște chestii și am pus beteala aia pe pat când am filmat astăzi și după n-am știu ce să fac cu ea și zic ia să pun în ăla și uitați cum arată. Avem un mini brad împodobit, deși bradul încă nu l-am împodobit, dar urmează. Bun, vreau să aplicăm uleiul ăsta. Pieptănat eu puțin părul, dar o să încerc să-l mai pieptăm puțin, să-l descurc. E destul de descurcat oricum și chiar sunt curioasă. Bine, așa, de la o primă utilizare vă dați seama că n-avem cum să vedem dacă face ceva sau nu, dar măcar așa, nu știu. Inițial mă gândeam să îl țin în cap toată noaptea, dar m-am gândit că s-ar putea să nu fie o idee bună, cel puțin nu de la prima utilizare și totuși n-aș vrea să rămân fără păr în cap, dar mă gândesc că n-ar avea ce rău să facă. Oricum, o să-l aplicăm acum și o să vedem. Ia, că am niște emoții. Vreau să fac treaba asta în baie, dar cum acolo nu pot să pun ring light-ul, am zis că e mai ok aici. Sper să nu fac mizerie sau ceva. Adică să nu scap eu, asta ar fi singura problemă. Bine. Încerc să-l desfac. Așa. Miroase a ceva mentolat sau nu știu ce. Oare trebuia să-l agit înainte? Nu cred. Iii, ce interesant. Deci am luat așa pipeta asta și o să-l aplic. Eu nu prea văd, da. A, nu e așa de... Opa, mi-a căzut și pe frunte. Nu e așa de gros cum credeam. Mă așteptam să aibă o consistență mai groasă. Nu știu cum mi s-a dus bateria asta. Deci nu e așa de uleios cum mă așteptam. Dar e ok. Și o să-l iau așa. Îl aplic pe... Uite așa. Și îl masez. Ok. Dacă se închide camera, să știți de ce. E pentru că a rămas fără baterie. Da, nu e așa de uleios cum mă așteptam, dar e foarte ok așa, nu știu, pe... Adică nu mă ustură nimic, nu am nicio treabă de genul. Nu știu dacă să-l aplic pe
lungimea părului. Dar știți ce cred că o să fac? Cred că o să, după ce termin să-l aplic pe tot scalpul, după ce-l aplic pe tot scalpul, o să vin așa și o să-mi pieptăm părul, știți? Ca să se ducă pe și puțin pe lungimea părului. Nu cred că e vreo problemă. Și scriu pe prospect că ar trebui să-mi pun un prosop în cap sau ceva, dar cred că pur și simplu o să-mi prind părul într-un coc și îl țin așa vreo 2 ore. Și după ce îmi spăl părul, ne auzim. Vedeți cum arată părul? Dar nu miroase urât, miroase mentă. Gata. Aproximativ. Sunt curioasă cum o să rămână părul, scalpul, după ce folosesc treaba asta. Oare să mai iau? Gata. Că o să pun toată sticluța. Uite aici mai am un... Mi se pare că intră foarte... Ori am eu scalpul uscat, ori mi se pare că intră foarte repede în piele. Sunt curioasă cum o să spele părul, dacă o să spele ok. Și... ne auzim mai târziu. După ce îmi spăl părul, trebuie să-mi bag și bateria la încărcat și trebuie să mă apuc să editez și tot ce am filmat până acum. Gata. Cam atât n-am folosit. N-am folosit foarte mult. O să-l mai masez așa puțin și ne auzim mai târziu, după ce îmi spăl și părul. Ce ciudat e să mă vedeți fără ring light. Vreau să fac și eu încheierea acestui vlogmas și să vă spun că s-a spălat foarte bine părul. Încă nu e uscat în totalitate, cred că e uscat cam în proporție de 90%. S-a îndepărtat ok uleiul ăla, n-am avut nicio problemă, m-am făcut 2 șamponuri ca de obicei, după am aplicat mască, totul în regulă. Dacă ar fi să vă zic așa o chestie, s-a părut că a fost părul mult mai, sau nu știu, mi s-a părut că nu s-a încurcat așa de tare când l-am spălat, nu știu dacă datorită acelui ulei sau... Habar n-am. Sau poate că l-am pieptănat eu foarte bine înainte. Eu oricum îl pieptăn înainte să-l spăl. Dar da, l-am uscat puțin la perie și de-aia trebuie să îl aranjez la vârfuri. Și apropo de produse pentru îngrijirea părului, să știți că masca aia de la Gea este genială. Cel mai probabil o să fac un clip cu favorite prin ianuarie și o să o menționez, dar da, așa arată părul meu. Gata, acesta a fost vlogmasul cu numărul 9. Vă mulțumesc că v-ați uitat.